Un centru de lansare a rachetelor antigrindină se construiește în această perioadă la Bălăcița. Este un obiectiv de o mare importanță pentru locuitorii din zonă din punct de vedere agricol pentru protecția culturilor. O lucrare mult așteptată de către locuitorii comunei Bălăcița începe să prindă contur. Este vorba despre centrul de lansare a rachetelor antigrindină, un obiectiv de o importanță deosebită pentru locuitorii din zonă din punct de vedere agricol. Ca și în alte domenii, președintele Consiliului Județean Mehedin Saladin Georgescu acordă un mare interes și în ceea ce privește protecția culturii agricole. O lucrare mult așteptată de către locuitorii comunei Bălăcița, iată că începe să se realizeze. Este vorba de centrul de lansare a rachetelor antigrindină, deși licitația a fost adjudecată încă din luna decembrie anului trecut. Pe de altă parte, niciodată nu este târziu și e bine că se realizează și acum. Este un proiect pus în practică de către domnul ministru Daia de pe vremea când era ministru al agriculturii în fostul guvern PSD. Reamintim faptul că astfel de centre de lansare a rachetelor antigrindină în această zonă s-au mai realizat la Pădina și la Cornățel, iar după ce va fi terminată aceasta de la Bălăcița, se va mai realiza una în comuna Opișor. Autoritățile locale afirmă necesitatea unui astfel de centru în comuna Bălăcița, fiind o zonă fertilă din punct de vedere agricol. Considerăm că este un lucru extraordinar. De cel puțin 2 ani, comuna Bălăcița n-a mai fost bătută de piatră și asta datorită centrului de la Pădina și cel de la Corlățel. Odată cu începerea ploii, dacă se constată că începe să bată piatra, deja dumnealor trag și se oprește imediat. Centrul de lansare a rachetelor antigrindină de la Bălăcița va putea fi lansat în curând, urmând ca apoi să se construiască un centru similar în comuna Oprișor.